sono Antenna. Io sono Valentina Popa. Vitale Bichini. Vitale Bichini. Noi stiamo interessanti. Noi ancora ha fatto spettacolo Chutney. Chutney è un mucare indiano. Si è scelto per noi. Di mancare perché ero detto uno spettacolo. Da mai detto noi ci încercăm să facem un spectacol de teatru. Atunci am început să gătesc cu adevărat. Atunci mi-am dat seama că într-o bucătărie parcă am parte de un nou început. Când sunt obosită, stau și mă gândesc că mi-ar plăcea să-mi dau ultima suflare într-o bucătărie. Ori într-una rece, singură, ori într-una călduță, primitoare, alături de cine? Alături de cine? De fapt, e un spectacol de teatru, așa l-am gândit. Pornește de la un cooking show și dezvăluim o poveste a doi oameni frumoși, doi oameni singuri, doi oameni bătuți de viață, ca să zic așa, și o poveste frumoasă de dragoste, o poveste atipică pentru noi. Nu e Romeo și Julieta, e... Și este după cartea Kitchen, cu Pana și Mori. Cine e Victor? De fapt, de unde îl cunoști pe Victor? A apărut așa din senin. În timp ce aprindea lumânările, îi tremureau mâinile și plângeau. Eu am crezut sincer că iubirea lui pentru bunica era mai mare decât a mea. Chiar mă gândesc că eu o fi un iubit al bunicii. Mărturisire cumva pe care și le fac personajele sunt extrem de intime și extrem de delicate. Adică și aleg cumva să fac aceste mărturisiri în public pentru că nu au destulă putere să-și mărturisească lucrurile astea, să folosesc cumva de contextul ăsta a spectacolului, personajele vorbesc, pentru a-și spune lucruri importante. Și îl ia și pe public partener în povestea asta, îl include cumva, îl face responsabil, îl responsabilizează emoțional. Păi atunci, hai, te rog. Suntem de acasă. Și da, stai puțin, vreau să te întreb, da, fii atent ce trebuie să joci. Care era atitudinea lui Victor? Atitudinea lui Victor nu era neapărat primitoare, dar nici de așa. Victor, vreau să te întreb ceva. Tu, Sara, te faci tânăra asta? Tu, de fapt, de ce ai invitat-o la voi? Mi s-a părut că ea nu ne vedea ajutor. Plus că eu înțelegeam din bunica ei și vedeam din... Asta am înțeles. Și noi avem o grămadă de spațiu în plus și ea trebuia să se mute, așa că ne-am propus să stai mai. Și oricum, cred că pentru noi, ca actori, challenge-ul e... Tocmai stă în ideea asta de a fi prezent acolo, adică de fapt acum și aici, într-un mod în care rar, adică la teatru nu prea se lucrează așa, cel puțin mă refer la teatru clasic, ca să zic așa, și pentru că nu sunt povești atât de diferite, nu sunt povești nemai auzite și atunci cumva noutatea, sper, pe care o aducem noi ca actori, tocmai constă în chestia asta de a face totul ca și cum s-ar întâmpla pe loc. Să vă întreb ce a urmat? Da. E? Da. Hai bine, ok. Vă întreb? Da. Ce a urmat? Eu am lucrat vreo 3 sau 4 ani, știu, la această dramatizare. În primul rând vreau să fac un text ca să fie credibil, că
să ne creadă lumea că noi vorbim acum, aici, și nu am venit cu un text învățat de acasă și totul se naște în fața publicului, de la, cum am zis la început, la un cooking show, unde gătim o mâncare indiană. Se formează într-un fel și de energia publicului. Exact, și de reacția lor sau tocmai pentru că n-au nicio reacție sau așa, și cât de deschiși sau tocmai că nu sunt deschiși, cumva ne inspiră și cumva ne face să fim prezenți. Concept cumva. Ideea de lumină pe public de la început, cum îl pune pe public într-o postură într-o postură delicată, aceea de implicat, cum asta vreau să spun. Și publicul de obicei e întuneric. Actorul e pe scenă, publicul e întuneric și vede un spectacol. Aici suntem luminați cu aceeași lumină. Erica, Victor. Cum vrei ce mai faci? Ce mai faci? Păi am murit. Mi-a fost doar de numele lui. Așa face eu bine. M-am murit la tine de multe ori. Serios. Imaginea ta era mereu cu mine. Numai că nu aveam puterea să-ți dau telefon de parcă dacă ți-aș fi spus ție, ar fi fost mai rea și ar fi durut mai tare. Dintr-o singură mișcare rămăsesem singur pe lume și fără mamă și fără tată. Se pare că la ultimele spectacole, cel puțin cum ești, cum a fost și spectacolul în seara asta, cred că am reușit o chestie foarte mișto. Apropo de că nu e ca la teatru, pentru că acum am avut că în camera cealaltă oamenii au rămas. Încă au rămas să mai custă din ceapne din sosul ăsta și cred că s-a creat o atmosferă foarte plăcută. Tocmai i-a scos pe ei din contextul ăla că participă la un spectacol. Că, de obicei, după un spectacol, lumea pleacă, indiferent dacă e la un bar. Și aici tot am că... Aici au ocazia să se cunoască, să ne cunoască, să vorbim și despre spectacol, să vorbim despre teatru, despre... Adică, noi după spectacol ne întâlnim cu publicul. Și suntem cumva, ca să zic așa, cine ne invite, noi mergem și jucăm. Și, da, nu avem un spațiu unde să ne găsească lumea. Cel mai bine e să ne găsească acum pe Facebook, pe internet, află unde vom juca următorul spectacol. Avem și o pagină, Teatru la Masă. Am numit acest concept, nu e un teatru, e un concept care se cheamă Teatru la Masă. Nu e un teatru unde stăm la masă și citim un text, e gătim și spunem o poveste. Oricum nu sunt un psiholog și mai ales un psiholog în care să aveți încredere. E romanul Kitchen de Banane și Mod. Aici fierbe. Cred că în curând e gata. Sunteți curioși să gustați? O să gustați, dar înainte de asta vă rog ceva. Vă aplaudați pe Valentina Popa și pe Ișvan Teliu.